Foarte mulți dintre voi în această perioadă mi-ați scris să postez Critical Ops. Am primit câteva mesaje, câteva comentarii în care m-ați rugat să postez în continuare Critical Ops, așa că astăzi vom posta Critical Ops reacție la noul Critical Pass. Dar înainte de toate vreau să vă anunț ceva. Vreau să reîncep seria de 2v2 cu abonați în care puteți să participați și voi, să jucați cu mine și să apăreți în clip. Acest lucru va fi posibil doar dacă văd foarte multă susținere la clipul de astăzi. Deci dacă noi strângem, nu vreau să zic un număr de like-uri, dar dacă văd eu susținere la acest clip, vom redeschide seria. Deci depinde foarte mult de voi. Dacă văd că v-ați uitat la tot clipul, dacă văd comentarii, like-uri, vizionări și așa mai departe, noi vom redeschide seria de 2v2 pe luna aceasta, luna august, care de-abia a început. Apăsați butonul de like, iar eu vă voi răsplăti cu seria de 2v2, unde puteți să apăreți și voi și să vă jucați împotriva mea. Sper că n-am primit atâtea comentarii degeaba în care să fac Critical Ops. Astăzi doar reacționăm la noul Critical Pass care a apărut acum 20 de zile. Prețul este de 1400. Avem aici și un Lucky Spin. De data aceasta avem caracter o fată, Karma. Bă, un Lucky Spin normal, nu mi se pare cine știe ce. Skinurile par cam de default, dacă mă întreb pe mine, dar e ok. Noi suntem aici să comentăm Critical Pass-ul, așa că haideți să începem cu reacția. Primul item este acest Deagle de Tier 5. Ok, avem tematica de vară. Avem ca design un crab, ocean. Arată bine, arată bine. Un case gratuit, un case summer, care, bă, e interesant, ăsta merge. Standard case, 100 de bănuți. Ok, avem bănuți aici, nu știu dacă îi aveam și înainte. Un P90 Tier 4. Ăsta tot crab e, nu știu ce e ăsta. Arată destul de interesant. Verde cu albastru se potrivește, dacă mă întreb pe mine. Aici avem un galben, verde și albastru. Bă, e ok, e ok. Un case gratuit, încă un case. Ia să vedem ăsta ce conține. Ce șmechere sunt astea, leopardul. Mami, astea da, astea merg bănușile astea. Star rău de tot. Avem și pumnalul ăsta, ok, ok. Standard case, 100 de bănuți. In pe TRG. Aici se putea să fie altceva. M4, un AK, orice altceva. Dar nu TRG. Mie mi se pare useless rău de tot TRG-ul. Tier 4, avem un pește. Merge, designul ăsta e ok. E ok, dar totuși dacă stau să mă uit mai bine arată. Nu arată rău, nu arată rău. Încă un case, ia să vedem. Avem astea drop de 0,5% șansă să spice. Astea nu era înainte. Păi eu am 7 case-uri, bă. Ia stați așa. Avem marketplace-ul, dar nu ne interesează așa mult. Unde sunt case-urile? Ia să deschidem și noi niște case-uri. Store. Ok, am 7 case-uri. Hai, poate de aici îmi pică și mie caracterele alea. Hai, dăm caracterele alea. Bă, ești nebun, mai tier 1 și 2. Pe bune. Prostie, prostie. Nici o dublură. Bă, asta e cea mai mare prostie. Ia să vedem. Mai avem încă două case-uri. Băi, 0.5, man, come on. Care sunt șansele să-mi dea mie un skin din ala? Pe operatori, da, nasol, el. Puțin dezamăgit, 0.5, tu-ți dai seama cât ar trebui să deschizi? Trebuie să deschizi multe case-uri, dar bine, nu că e ceva wow, dar am mișto dacă pica. Și astea sunt rare, nasol, 0.5 la rară, nu știu ce să zic. Avem încă un case, care ăsta e basic, are prea puține iteme, nu e cine știe ce. Nici itemele de aici nu sunt wow, acă ăsta e chiar urât. Avem un standard, 100 de bănuți, o skin pe shotgun, super 90, rară, tier 4. Și alea sunt tot de tier 4 skinurile alea pe operatori. Ok, ok. Dar totuși 0.5% șansă să spice. Nu e afacere dacă mă întreb pe mine. Arată bine, dar nu știu ce ar trebui să fie ăsta. Un țipar, un dragon. Habar n-am ce ar trebui să fie aici. Ideea e că avem tema de vară. Asta e tot ce contează. Avem o temă. Din păcate tot 30 de taiere avem. N-a trecut de 30. Poate la anul. Eu anul ăsta cel puțin nu sper ca să mai văd un mai mult de tier 30 la Critical Pass. Încă un standard gratuit. Avem case-ul acesta care, bă, vezi că e mișto ăsta, ăsta e tare, e aproape basic ca celălalt, dar merge, ăsta chiar e șmecher. Standard case, 100 de bănuți, avem skin pe, pescar, vezi că avem pescar, n-am mai văzut skin aici, bine, am văzut, dar acum ceva timp, n-am mai fost de mult skin băgat aici pe arma asta. Tier 5, ok, ok, arată bine, arată bine, not bad, not bad. Case gratuit, încă un case din acesta care are mai multe lucruri interesante, sabie, e ok,
cheie, asta nu mă dă chiar pe spate, să fiu sincer cu voi. Standard case și de aici avem linie de credite, 1400 mi se pare că sunt în PES creditele astea, ca să poți să cumperi și următorul critical PES. Bă, nota mea pentru PES-ul acesta, să fiu sincer cu voi, nu e rău. Nota mea pentru PES-ul acesta va fi un 7, eu zic că 7 e legit. Mă mir că o băga skin pe arma asta. Nu prea sunt skin-uri în general pe SCAR. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii ce notă îi dați PES-ului și ce notă îi dați acestui Lucky Spin. Bun, mă băieți, cam acesta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Ar putea să fie cam scurt, dar v-am zis, dacă strângem multe like-uri, vă susținere, văd că vă uitați la clipul vizionat și alea, o să fac clipul de 2v2, pentru că nu mi-e atât de greu să fac un clip de 2v2, mai ales că acum am cele necesare, doar abonați trebuie să strâng și atât. Și abonați aceia puteți fi chiar voi sau chiar tu, cel care te uiți la clipul acesta și ai ajuns până aici. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!